Omule, toate le-ai luat de la Dumnezeu, înțelegere, gând, meșteșug și minte. Și toate îți sunt supuse ție, cele de pe pământ, din munți, din ape și din văzduh și spre hrană ți s-au dat. Ci însă împrumut ți s-au dat, ca adică, să plătești în locul acestora, dreptate, dragoste, blândețe, smerenie și milostenie. Iar acela îți va da daruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, nici la inima omului nu s-au suit, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Omule, până ce ești în priveliștea vieții acesteia, până ce târgul nu s-a risipit, cumpărăți cu milostenia la săraci mila lui Dumnezeu, cu smerenia, veșnica slavă, cu dreptatea, viața cea nesfârșită, cu curăția, cu nună, cu blândețile, intrarea în rai, cu rugăciunea, viața cea împreună cu îngerii. Cumpărăți cu ostenia la odihnă, cu privegherea fața nevăzută a lui Dumnezeu, iar cu postul și cu setea desfătarea bunătăților celor veșnice. Omule, să-ți fie în cap mintea și priceperea, iar, în ochi, privirea lui Dumnezeu, iar în partea de jos pământul, în rug care vei merge, în urechi, ascultarea scripturilor, în inimă, suspinarea pentru păcate, pe limbă, adevărul, în gură, rugăciunea, în mână, darea la săraci, în suflet, nemânierea, în trup, curăția, în pântece, flămânzirea, în genunchi, închinăciunea către Dumnezeu. Și, de le vei păzi pe acestea, vei fi fiu al luminii și părtaș al împărăției cerului și moștenitorul bucuriei celei veșnice și viețuitor al Ierusalimului celui de sus vei fi. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.